Sărbătoare mare a fost pe 14 ianuarie în casa celor ce poartă numele Vasile. Noi ne-am conformat tradiției, ne-am înarmat cu semincioare și am mers să-l semenăm pe cel care își serba ziua numelui, pe interpretul de muzică populară Vasile Mereuță. În cele ce urmează vedeți cum a fost și cât de ospitalier este interpretul. De ziua Sfântului Vasile, echipa Busuioc TV a mers cu Sorcova și a bătut la ușa interpretului de muzică populară Vasile Mereuță. Acesta ne-a primit cu masa întinsă, cu vin din propria colecție și cu dispoziție de sărbătoare. Țin să vă mărturisesc că mă simt bine, mă simt onorat, cum e Sfântul Vasile, se pomenește astăzi și sunt foarte multe telefoane, sunt foarte multe mesaje și mă bucur că lumea m-a uitat de mine. An de an de Sfântul Vasile, în casa lui Vasile Mereuță este forfotă și veselie. Ca un moldovean adevărat, are 5 fiini și toți îl onorează cu prezența. Însă, anul acesta își va sărbători ziua numelui cântând la o petrecere. Echipa noastră a fost curioasă să afle de ce a primit de la părinți numele Vasile. De fapt, înainte vreme, lumea, părinții obișnuiau să pună numele în ziua când e un pomenit de un sfânt, sau plus minus câteva zile sau câteva săptămâni. Mie mi-a pus numele, cred că din considerentul că sunt născut în ajun de ziua mea, era pomenit Sfântul Vasile cel Nou. Și în acest considerent mi-a pus numele Vasile. Îmi poartă noroc, mă bucur și cu acest nume merg înainte. Vasile Mereuță respectă cu strictețe toate tradițiile sărbătorilor de iarnă și spre uimirea multora, el merge și acum cu colinda și cu uratul. Eu an de an mă duc la țară, mă duc la Nordul Republicii, acolo în satul meu se respectă și se colindă, se urează. O fac an de an, îmi pare rău numai că anul acesta n-am putut să mă duc. Cred că e unicul an în scurta mea viață când n-am fost cu colinda și cu uratul. Dar mă bucur că la țară se păstrează acest obicei, anume la noi la nord, pe raionul Drochea, se duce cu hăitul și cu colinda, cu semănatul. Interpretul s-a lăudat că anul 2014 a fost pentru el unul prosper și cu multe realizări frumoase. Că eu am avut un an de vară foarte bun, poate că a fost și anul meu, că a fost anul calului, eu sunt cald și am reușit multe lucruri în anul trecut. Chiar mulțumesc Domnului că am reușit să finisez și albumul cu orchestra lăutare, am reușit să mi-însor băiatul, am reușit fata să cununese și adică niște momente extraordinare care într-un fel mi-au remarcat destinul. 2014 i-a adus interpretului un album cu orchestra lăutarii, a reușit să joace la nuntă în calitate de socru mare și a asistat la cununia fiicii. Iar anul 2015 a început cu o vacanță bine meritată. Înainte de Revelion am fost foarte încărcat cu multe, multe concerte, cu multe corporative, ca niciodată am fost acesta încărcat, adică anul trecut. Și chiar aveam nevoie de o pauză și pauza aceasta mi-am permis-o de pe 2 ianuarie. Am fost în România, am fost la Râmnicu Vâlcea, ne-am odihnit. Mi-am încărcat bateriile așa încât să am iarăși putere de a asalta lumea artistică. Vreau să spun că anul acesta în sfârșit mi-a permis să mă duc la munte, să mă odihnesc și am fost cu drag, am petrecut, sunt gata de muncă, sunt gata de noi cântece. Se pare că este un om împlinit și le-a reușit pe toate. Însă Vasile Mereuță mai are vise și dorințe pe care vrea să le realizeze în acest an. Ce aștept? Aștept să-mi promovez acest album care l-am imprimat. Aștept să finisez și CD-ul de muzică ușoară. Aștept să fac noi piese, să mai fiu odată socru mic și să fim sănătoși, acasă e principalul, să fim sănătoși că o să le facem, cred că pe toate. Busuioc TV îi dorește interpretului ca tot ce și-a propus să realizeze în acest an, să poarte și în continuare cu mândrie numele Sfântului Vasile. Iar pe final, Vasile Mereuță a venit cu o sorcovă pentru telespectatorii noștri. Să trăiți înfloriți ca merii, ca perii, în mijlocul primăverii,
la anul și la multe realizări, să fim sănătoși, principalul e, și să nu uităm că cânticul popular trebuie să fie în cap de masă la orice interpret, și vreau să urez ca anul ăsta care vine să aducă numai bucurii tuturor, cu sănătate, cu realizări, cu optimism și, desigur, că cu verticalitate. Seara asta am cu toți la masă, Doamne, ce viață frumoasă! Ne-am dus toți cum ne-a fost soarta, la părinți m-am uitat poarta, o voi.